și saladă. Sincer vă zic, este probabil în combinație așa cu totul cea mai aromată mâncare pe care am mâncat-o eu în ultimii ani de zile. Pentru că te aștepți să iei din ceva, iar gustul te surprinde, te lovește rău. Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip cu mâncare. În videoclipul de astăzi suntem în Cotroceni, într-un loc super mișto din București și vă arăt un loc super șmecher de mâncat și anume cu Smith. Smith e un loc pe care eu îl vânez de foarte mult timp. Asta pentru că le-am scris la un moment dat pe Instagram și domnul care are locul a fost așa super friendly când am vorbit când aș putea să vin să filmez un clip. Prima dată am întrebat asta pentru că na, să pot să știu dacă pot să filmez înăuntru. Am început să vorbesc de atunci cu Bogdan și tot caut un moment să pot să vin aici pentru că în mod normal e super full. E un loc relativ mic, o să vi-l arăt imediat, dar e un loc care e mereu full și atunci e greu să găsești să poți să și filmezi, să și testezi mâncarea. Hai să vă arăt un pic meniu. Au partea asta de breakfast care e până pe la 12, twisted mozzarella, egg chili cheese. Au 4 preparate de breakfast. Și aici, lucrurile care arată absolut genial la ei, de anume sandvișuri. Sandvișurile au așa o influență, să zic, vestică, pentru că e Italian meatballs. Italian meatball e un preparat american, chiar dacă el e Italian. L-au adoptat mai mult americanii. Au Philly cheesesteak, care ăsta e un preparat super super american. E chiar din zona Philadelphia. Au Memphis wet ribs. Ia să vedem ce mai au. Au și niște noodles, Dan Dan Mian Pork Noodles. Ăsta sună ceva vietnamez, asiatic, zona aia. Korean Fried Chicken, ăsta sună super bine. Hai să vă arăt un pic locul și să întrebăm și pe Bogdan care e povestea locului. Ăsta e locul de afară, aici e intrarea și aici e un fel de terasă acoperită, să zicem, foarte micuță. Ăsta e meniul lor de dimineață și ăla e meniul de street food. Bogdan, salutare de nou. Vreau să te întreb, cum a apărut locul ăsta, Smith? Băi, e super simplu. A apărut pentru că nu găseam genul ăsta de mâncare prin București și am zis că ok, dacă nu se găsește, hai să-l facem noi. Practic am făcut un loc în care mâncarea e ce ne place nouă să mâncăm. Ca inspirație așa, ca zone, în general, preferințele noastre sunt America de Nord, Asia, undeva în nordul Africii, tot ce înseamnă zona asta levantină. Ce preparat e din zona asta, în nordul Africii? În momentul de față avem sabich, care e un sandwich izraelian, vegetarian, sos de susan, sos de mango fermentat, salată izraeliană din roșii, castraveți, pătrunjel și așa mai departe. Am avut între noi schimbăm meniul. Cam o dată la două săptămâni facem chestii noi. De la coaste de vită în crustă de cafea cu cardamom, slow cooked 16 ore, aripioare de pui în stil egiptean cu un amestec de ierburi cu sumac. Mai facem uneori un sandwich cu monkfish, cu pește sălbatic, cu un sos tot așa din nordul Africii, hermula. Dacă ar fi să zic așa, cam ce ne definește, arome super intense, adică nu prea sunt lucruri cu minți aici. Spicy sau non-spicy, dar gătim cu multe condimente în general. De unde a venit pasiunea ta practic pentru bucătărie? Băi, a venit după vin, lucrând cumva cu vin destul de mult timp. Selegând vinul am început să fiu mai atent la mâncare și după aia normal s-a translatat cumva și în zona asta. Cumva încercăm să preluăm esența unui vin bun, în esență e pe echilibru, tot ce înseamnă între corp, aciditate, dulceață, alcool și așa mai departe și cam același lucru vorbim și la mâncare. Fiecare preparat trebuie să fie echilibrat cu un profil aromatic destul de clar, destul de clar definit. În esență street food asta înseamnă, te-ai dus undeva, un loc foarte mic, ai stat, na, sunt și neajunsuri pe unii clienți, îi supără sau îi deranjează că dacă e foarte, foarte aglomerat, ajungem și la timp de așteptare de o oră. Avem, nu folosim semi preparate, totul facem de la zero. Nu o să schimbăm asta ca să putem să facem un service mai rapid. Cu ingredientele cum faceți? Uneori poate să fie o problemă, de asta de multe ori, de exemplu, gătim pește doar în zilele în care luăm, în care știm că e super, super proaspăt și depindem și de disponibilitate, la fel și la unele legume. Pe partea de spices, unele lucruri, de exemplu, le luăm de la Regent Spice House din Hong Kong, care sunt gen chestii specialty, ne vin de acolo. Cu gustul și cu autenticitatea e întotdeauna o discuție, pentru că multe lucruri sunt cumva refăcute din memorie. Până la urmă, gustul e o chestie care ține de memoria afectivă. Nu spunem nicio secundă că noi facem pad thai, de exemplu, și pad thai este exact cum este acolo. E pur și simplu părerea noastră. Și o chestie super mișto e focul ăsta care e aici. E un foc în care poți să te încălzești foarte bine. Dă mai mult o notă de coziness. Korean fried chicken. Asta e Philly cheesesteak. Cât de bine arată. Și a venit și mâncarea, pentru că v-am arătat meniul, dar nu v-am arătat exact ce am comandat. Pentru mine, preparatul care se încadrează în 50 de lei e acest Philly cheesesteak, care arată, mamă, dar mai ales cum miroase, nu vreau, vreau doar să vi-l arăt și apoi să încep să-l și mănânc. E 48 de lei sau ceva de genul. Ăsta este Korean Fried Chicken, servit cu o salată ceva super nebună și cu niște cartofi tăiați așa foarte interesant. Ce mai are deasupra? Un sos pe bază de gochujang, care e un ardei iute gochugaru, un ardei iute corean cu
cremă, o pastă de orez fermentată, practic. Mamă, și emulsionat cu ulei, infuzat cu anason, usturoi, mai multe condimente. A, uite, astea de pe deasupra sunt chiar arahide. Chili cheese steak cu preparatul pe care l-am comandat eu. Cred că e și bestseller aici, nu? E ceea ce e bestsellerul vostru. O să fie așa un pic greu să-l mănânci pentru că e plin. O dată și doi, e și de natură să te mânjești cu el. Hai să vedem cum e. Poftă mare. Uitați-vă puțin cum arată înăuntru. Mamă, gustul e nebun rău. Deci ca să vă faceți idee cât de puțină pâine în comparație cu câtă carne. Astea sunt bucățele de pâine și înăuntru în rest e doar carne. Bogdan, ce sos ne-ai zis tu că are? Sosul verde deasupra e chimichurri. Chimichurri care e ceva argentinian, așa se. Gustul este deocamdată mega echilibrat, deși la Philly cheesesteak, din ce am mai mâncat eu Philly, pot să zic că te pleznește așa grăsimea din prima, la ăsta nu, poate și datorită sosului ăsta argentinian. Hai să mai luăm a doua oară. E și un pic acrișor, cu carne, cașcaval, mamă, e nebun loc. M-am murdărit, aia. Deci încă o dată vi-l arăt înăuntru. Uitați-l un pic cum arată. Nu vreți să știți ce gust are. Chifla este mega, mega moale. Foasă așa, uite, se vede, se văd efectiv în porii ei. E bun rău. Și acum, dacă tot cameramanul a mai avut extra și a luat ăsta corienul, hai să îi facem un... O degustare rapidă și lui. Edita mai bucata de pui. Salata seamănă cu coleslaw, așa să zicem. A, e chiar un coleslaw, ia uite. Puiul, ce bucată de pui e? E pulpă de pui. Pulpă de pui, mai flavorful decât pieptul. Și hai să vedem cum e puiul ăsta corien. Mamă, mamă, mamă. Deci uitați-vă un pic la ea. E prăjit așa nebun și are sosul ăsta. Mamă, câte arome are. Ia și cu puținul coleslaw. Mamă, dar nu seamănă deloc cu alt corien chicken pe care l-am mai mâncat eu. Bogdan a zis că ei au încercat să reinterpreteze cam toate rețetele, le-au adăugat ceva, un touch personal. Pune și salata asta, coleslaw. Mamă, mamă, cum e asta? Pune și o bucățică de cartof. Cartofii au ceva dulce așa, dar se simte super bine toată combinația. Mai au o bucățică de pui. Mamă, cât e de fragil, se taie cu cuțitul ăsta de lemn. Și stai să iau și... bucată de cartof, cartof cu pui și salată. Sincer vă zic, este probabil în combinație așa cu totul cea mai aromată mâncare pe care am mâncat-o eu în ultimii ani de zile. Pentru că te aștepți să iei din ceva, iar gustul te surprinde, te lovește rău. Filip, cam atât am mâncat eu din el, momentan, pentru că vreau să-l savurez. Hai să vedem ce zice și cameramanul de mâncare. Ia, e mai mult cu puiul așa. Cum e puiul? E un pic spicy. E un pic spicy? Dar nu e spicy rău. Pentru mine e care nu mănânc. Da, pentru mine e numai bun de spicy. Bun. Am revenit la Philly. Philly, la cât am vorbit noi aici, s-a răcit un pic, pentru că am vorbit foarte mult despre mâncare. Bogdan, în afară că a venit cu invenția asta, are o cultură gastronomică extraordinar de bogată. Poate asta se rezumă fix în preparatul ăsta pe care îl vedeți aici, Philly, sau în Korean fried chicken ăsta, care este absolut din altă poveste. Mamă, nu știu, acrișorul ăsta a venit de la... De la sos, de la de la, chim... de la oțetul de vârstraminer. E un acrișor ușor floral. Sosul de la corien, de exemplu, la fel pasta aia de orez fermentată, pe procesul de fermentare, îți crește aciditatea. Și fiind prăjit și fiind crusta super spicy, la fel sosul e bine un element de aciditate care să echilibreze cumva facturia. Deci câte aromi simți în chestia asta. Mamă, mai iau un pic din pulpa de pui, gătită în stil corien, sau corien fried chicken, cum e el numit în meniu. Nu știu, are ceva, e ceva deosebit. Mai iau o bucată, totul extraordinar de bun. Cartofii ăștia, v-am zis că deasupra sunt un pic dulci. În toată combinația două note aparte, faptul că simți dulce în cartoful ăsta. Sincer, îmi pare rău că s-a terminat, dar am avut parte de una dintre cele mai intense și aromate experiențe culinare din ultimele 40 de videoclipuri câte ați văzut voi până acum. În altă ordine de idei, mersi mult că v-ați uitat. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat deja și ne vedem într-un clip următor. Chiar dacă clipul s-a terminat, acum am plecat de la loc și vreau să vă zic că am asistat la unul dintre cele mai șmechere preparate. Mi-era rușine așa să mă exprim acolo de față cu Bogdan. Nu voiam neapărat să simt că mamă, îl laud sau ceva. Bă, dar mâncarea pe care am mâncat-o a fost extraordinară. Mai ales corienul ăsta. A fost ceva extraordinar de bun. Când aveți data viitoare timp, duceți-vă la Smith. E doar de joi până duminica. Dar este ceva ce nu ai cum să mănânci în multe locuri. Pentru că, după cum ați auzit și în clip, Bogdan zicea de o grămadă
grămadă de spice-uri, o grămadă de chestii pe care le folosește ca să scoată un singur preparat. Deci pentru fiecare rețetă de preparat ai vreo încă 4 subrețete în preparat, ceea ce e o grămadă de muncă. Mersi că v-ați uitat încă o dată.